au muncit peste un deceniu în Sicilia pentru a investi apoi tot ce au economisit în județul Gorj. Este vorba de o mică afacere de familie pusă pe picioare în urmă cu un an și jumătate de o româncă din Motru și de un albanez. Cei doi soți au achiziționat peste 20 de ari de teren în localitatea Însurăței, situată lângă Motru, pe care au edificat cu mari eforturi 3 solarii. Investiția se ridică la 70.000 de lei, fără proprietatea care a fost achiziționată în timp, iar cei doi soți sunt atât patroni cât și lucrători ai solariilor care produc în cantități mici, deocamdată, doar legume de sezon. Produsele crescute cu atenție sunt comercializate apoi în zona municipiului Motru. Pentru a veni în ajutorul cumpărătorilor afectați de pandemie, produsele sunt transportate și la domiciliul a clienții deveniți consumatori fideli ai legumelor eco, comercializate la prețuri mici de cei doi tineri soți. Am început acum un an de zile, că am venit din Italia cu banii proprii, lucrați acolo. Și am cumpărat pământul în timp ce eram acolo. După am făcut primul solar. Următorul an am făcut cel de-al doilea, iar acum duminică am terminat pe ultimul, cel de-al treilea solar. Va la 700-800 de milioane bani vechi vorbim. În afară de tractor, tot ce am investit, pentru că nu am avut nimic. Am avut doar casa, care ne-am întors acasă. Și sperăm bine, sperăm să putem aproviziona cel puțin orașul Motru, facem livrări la domiciliu, sperăm pe viitor să ne extindem și cât mai mult. Anul trecut am livrat și la domiciliu, o să livrăm în continuare. Sperăm, ei au fost foarte mulțumiți, încercăm să facem cât mai natural, cât mai bio, pentru... Așa vrem și noi, pentru toată lumea și pentru noi, în primul rând, le consumăm, bineînțeles. Piață câteodată sunt mai mari, noi nu putem să schimbăm prețul astăzi și mâine să fie altul, deci ne menținem oarecum. Am lucrat în Sicilia 10 ani de zile, soțul 14 ani, dar am lucrat la struguri, nici de cum la roșii sau la castraveți ce producem noi. Dar orice început... E spre bine. Da, e spre bine. Am încercat, ni s-a spus că momentan sunt blocate. Sperăm pe viitor, că asta și vrem să ne mărim cât de cât afacerea. Sperăm să putem accesa pe viitor. Latifaj Carmen are 33 de ani, nu a studiat agricultura, ci este chiar licențiată în jurnalism, dar... Din mult entuziasm și din dorința de a trăi liniștită acasă împreună cu soțul și cu copilul său, dintr-o afacere proprie, a riscat totul și a devenit mic producător într-o zonă în care în ultimii ani s-a cultivat doar cărbune și nici de cum legume. Riscul unei afaceri noi în agricultură l-a împărțit cu soțul său, un albanez îndrăgostit de România, încrezător că eforturile sale vor fi apreciate într-o zonă în care cumpărătorii săi sunt mineri aspri, obținuți cu viață grea și puțin entuziaști la nou. N-am încercat nimic, chiar. Deci am muncit în Sicilia 14 ani de zile și am muncit pentru alții. Acum cu nevastă mea am gândit să punem câțiva bani deoparte și să facem ceva pentru noi, adică să muncim pentru noi, în puține vorbe, să zicem. Acum sperăm să fie bine, deci am început cu unul, cu doi, cu trei, acum chiar vreau să fac mai mult, dar din păcate banii și s-au terminat și acum încercăm să facem cu ăștia ceva ca să mergem mai departe, pentru că chiar e greu. E greu, cum ați zis dumneavoastră, că vindem puțin, dar și așa în urmă putem să ținem cu piața, să zicem. Pentru că acolo odată e 3 lei, odată e 5 lei și eu dacă le dau cu 3 lei, nu mai schimb nimic, le las la 3 lei și asta e. Problema a mea mai mare, să zicem, a fost pentru că am avut prea puțină marfă. Deci cu marfa care am avut eu nu pot să te duce înainte. Deci eu, să zicem că am făcut ceva bani, dar nu reușesc să se proviez cu ăștia, să mă duc înainte cu ăștia. De aia am mai făcut unul. Încercăm să facem cu ăștia ca să mergem mai departe, dar vara am petrec tot timpul aici. Deci de dimineața până seara. Câteodată vin, stau până la 10, 10 jumate noaptea, mă duc, mănânc, vin înapoi pentru că aici sunt singur în lungă, trebuie să stau. Mulțumim lui Dumnezeu, n-a făcut nimeni rău, dar nici n-aș vrea să face cineva rău pentru că e munca mea. De aia tot timpul sunt aici vara. Acum iarna n-au ce să... Nu fac nimica pentru că nu e nimica, dar nici vara, mulțumim lui Dumnezeu, n-a făcut nimeni pentru că aici e un sat
foarte bun, deci oameni de treabă care apreciază munca mea, care zic bravo ție și cred că și de asta nu fac rău, pentru că eu știu că am ani de zile cu români care îi cunosc și fac rău. Oricine ia o plasă, două, dar n-am avut, mulțumim lui Dumnezeu, n-am avut problemele astea de să face rău. Afacerea tinerilor producători de la Însurăței creează speranță pentru zona Motru, localitate cu terenuri întinse afectate de lucrări miniere și cu proiecte reduse gândite de autorități pentru rentabilizarea orașului și a satelor limitrofe. Produsele familiei Latifaj pot fi cumpărate direct de la Solarii sau contactând cei doi soți pe rețelele de socializare.